Doamne, cât am râs. A venit doamna Loredana în timp ce Dani și Diana vreau să dea mesaj la cameră și Diana i-a făcut semn să stea acolo și dânsa închidea ușa ușor așa, dar nu închidea de tot încins. Se juca. Încerca să totuși să mai asculte ce spun cei doi și până la urmă s-au întors și au spus să închidă ușa și a plecat, n-a mai ieșit pe terasă. Dani a zis, mama, asta e. Apoi cei doi au mulțumit tuturor susținătorilor pentru faptul că îi țin în top, pentru toate cadourile pe care le primesc și care sunt alături tot timpul. A vrut Diana să spună familiei că este bine și că probabil sunt îngrijorați pentru că au văzut-o că este tensionată, dar vrea să le spună că s-a încărcat de la discuțiile care au fost în casă și că acum încearcă să-și revină, a zis. A spus pentru mama și tata Diana că vrea să-i vadă pe amândoi, mai ales pe tata pentru că n-a vorbit deloc cu el, n-a luat legătura deloc cu el, dar vrea să vină amândoi de Paște când sunt porțile deschise. Și neapărat vrea să o liniștească pe mami, să știe că nu s-a întâmplat nimic grav, doar că este încărcată din cauza discuțiilor, dar i-a spus lui Dani, acum sunt bine pentru că sunt cu tine, a zis. O declarație foarte frumoasă din partea Daianei. Cei doi copii sunt bine.